de multă vreme port o îngrijorare în suflet datorită faptului că în multe adunări evanghelice se predică Evanghelia lui Satan. Nu vreau să fiu incendiar cu această afirmație, pentru că aceasta este convingerea mea de nestrămutat. Vreau să vă prezint câteva semne prin care puteți recunoaște Evanghelia lui Satan și să judecați voi singuri în lumina Scripturii dacă ceea ce vă spun este adevărat sau nu și dacă asta se predică în adunările voastre. În primul rând, Evanghelia lui Satan prezintă o imagine distorsionată, falsă sau incompletă a lui Dumnezeu. Evanghelia lui Satan nu este o evanghelie care pune accent pe sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu ar avea capacitatea de a îl face pe păcătos să-și simtă vinovăția pentru păcat, să se vadă mizerabil datorită păcatului, să vadă urât în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Evanghelia lui Satan evită subiectul acesta. Evanghelia lui Satan nu subliniază suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că suveranitatea lui Dumnezeu ne smerește, ne face să ne vedem cât de mici suntem în comparație cu un Dumnezeu care controlează toate lucrurile și are toată istoria în mâna lui și face ce vrea el cu oștirile cerului, cu toți oamenii de pe tot pământul, din toată istoria lumii acesteia. Evanghelia lui Satan, în schimb, subliniază voința omului, puterea omului. El e la cârma mântuirii sale, la cârma destinului său. Asta este o evanghelie falsă. Evanghelia lui Satan este o evanghelie care face un atac asupra suficienței de sine a lui Dumnezeu și vorbește despre un Dumnezeu suferind, care plânge, care e întristat datorită faptului că el depinde de noi. Nu mai poate și nu mai știe ce să facă ca să ne aducă pe noi, pe mine și pe tine în împărăția lui și nu să simtă singur o veșnicie întreagă și să plângă datorită scaunelor goale și moștenirii pe care o are în cer și n-are cui să le dea. Evanghelia lui Satan este o evanghelie care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Oh, nu că evanghelia adevărată n-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, nu mă înțelegeți greșit. Dar este o evanghelie care pune accent obsesiv pe lucrul acesta. Dumnezeu te iubește, are un plan minunat pentru viața ta. Tu nu ești dușmanul lui Dumnezeu. Tu nu ești un nenorocit și un rebel, așa cum spune Biblia că ești. Și îți lipsește o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și dă siguranța mântuirii înainte ca să te întorci la Dumnezeu și să fii mântuit. Pe când în toate predicile apostolilor, fără excepție, nu găsiți niciun cuvânt și nicio asigurare a dragostei lui Dumnezeu dată necredincioșilor. În schimb, epistolele scrise credincioșilor sunt epistole pline, care argumentează într-un mod fascinant dragostea lui Dumnezeu pentru credincioși, dragostea lui Hristos pentru biserica lui. În al doilea rând, Evanghelia lui Satan prezintă o imagine falsă despre om. Omul nu este fiul al mâniei, nu l-are de tată pe diavolul. Nu, noi suntem toți copiii lui Dumnezeu. Omul nemântuit, necredinciosul, este o victimă a păcatului. Și în felul acesta este deresponsabilizat. Asta face Evanghelia lui Satan. Ia responsabilitatea, făcându-l în felul acesta să fugă tot mai departe de Hristos și de mântuire și de pocăință. Că dacă Dumnezeu te iubește, cât timp ești în păcatele tale, pentru ce să te întorci la Dumnezeu, nu? Evanghelia lui Satan nu vorbește despre cât de stricat este om. Nu! Omul este o victimă. Omul este unul care are ceva bun în el. Omul caută pe Dumnezeu. Asta e Evanghelia lui Satan. Evanghelia lui Satan, în al doilea rând, prezintă o imagine falsă despre cine este cu adevărat omul în relație cu Dumnezeu. Bă, nu vrei să intri într-o relație cu Dumnezeu, să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta? O, ție nu-ți lipsește o relație cu Dumnezeu, tu ești într-o relație cu Dumnezeu, numai că ești fiul mâniei, ești condamnat de Dumnezeu, ești dușmanul lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, Evanghelia lui Satan face un atac asupra crucii Domnului Iisus Hristos, care este singura jertfă, singura soluție suficientă în mod absolut pentru mântuirea noastră. Și Evanghelia lui Satan confundă implicațiile mântuirii, rezultatele mântuirii, efectele mântuirii, dovezile mântuirii cu mântuirea în sine. Noi suntem mântuiți doar prin Domnul Iisus Hristos, dar mântuirea prin Domnul Iisus Hristos are efecte morale, etice, spirituale asupra noastră, însă nu efectele acestea sunt mântuirea noastră. Nu ceea ce facem noi ne mântuiește, nu ceea ce facem după ce suntem mântuiți ne mântuiește. Faptele bune pregătite de Dumnezeu mai înainte sunt date nouă după ce am fost zidiți în Hristos, după ce am fost mântuiți exclusiv prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Evanghelia lui Satan spune, tu te întorci la Dumnezeu prin puterea ta, tu ești la cârma mântuirii tale, tu poți, tu trebuie să dorești, tu. Dumnezeu a făcut totul, este retras undeva, tu trebuie să faci lucrul acesta. În timp ce Evanghelia, Scriptura ne arată că Dumnezeu deschide inima, Dumnezeu transformă inima, Dumnezeu dă pocăința, Dumnezeu dă credința, Dumnezeu convinge de păcat, Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Lucrul acesta smerește păcătosul, îl trântește și îl zdrobește la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos.
Apoi, în al patrulea rând, Evanghelia lui Satan prezintă o falsă convertire. Ridică mâna, spune și tu o rugăciune. Sunt oameni care au făcut lucrul acesta de zeci de ori și n-au experimentat nicio transformare în viața lor. Unul dintre acești oameni sunt eu. Au rămas dezamăgiți profund de Dumnezeu, de Scriptură, de promisiuni, pentru că au făcut niște lucruri pe care Biblia nu le-a cerut și n-au fost născuți din nou în felul acela. Mulți dintre ei s-au dus în lume și nu s-au mai întors niciodată. Alții, datorită harului și suveranității lui Dumnezeu și alegerii lui Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu și unul dintre aceștia sunt eu. Evanghelia lui Satan nu vorbește despre părere de rău pentru păcat, convingere de păcat, rușine pentru păcat, regret pentru păcat, întoarcere totală la Dumnezeu de la păcat, încredere în Dumnezeu ca ultima, singura opțiune pe care o avem ca să fim mântuiți. Evanghelia lui Satan nu aduce păcătosul epuizat la crucea Domnului Iisus Hristos. Nu-l face să capituleze, ci îl face să vină cu fruntea sus, ca și cum vine la o distracție, ca și cum vine la o sărbătoare. Nu există pocăință autentică în Evanghelia lui Satan. Nu există zdrobire, capitulare, epuizare. Nu există păcătosul ăsta trântit la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Evanghelia lui Satan face un atac la implicațiile mântuirii. Evanghelia lui Satan spune că poți să ai Duhul Sfânt, să fii născut din nou, să fii copilul lui Dumnezeu, dar să trăiești carnal. Evanghelia lui Satan nu vorbește despre naștere din nou, care schimbă din temelie credincios, care te face o făptură nouă, care aduce la punctul în care nu mai puteți face tot ce voiți. Nu vorbește despre o naștere din nou care duce la ducerea mântuirii cu frică și cu tremur, care face ca ceea ce Dumnezeu a început în noi să fie dus la bun sfârșit. Nu. Vorbește despre un om care este mântuit cu adevărat, dar care totuși poate trăi ca diavolul la fel cum o trăit înainte. Și în final, Evanghelia lui Satan poate fi cunoscută după accentul obsesiv și după promisiunile care sunt legate foarte mult de pământul acesta. Dumnezeu te vindecă, îți dă bani, îți rezolvă problemele financiare, îți rezolvă problemele din familie. Dumnezeu este multifuncțional. Pui la dispoziția ta pe pământul acesta să te facă pe tine să-ți fie ușor să treci prin viața aceasta. În timp ce Evanghelia autentică leagă sufletul de cer, leagă sufletul de Hristos, de eternitate, de veșnicie, de moștenirea pregătită dincolo, împreună cu toți sfinții în lumină. Acestea sunt câteva semne ale Evangheliei lui Satan. O Evanghelie de care trebuie să vă feriți, pe care trebuie să o combateți, pentru că umple bisericile noastre de necredincioși și ucide viața spirituală a credincioșilor autentici. Dumnezeu să aibă milă din noi și de adunările noastre.